bucurat nespus de mult când fiul meu m-a luat să petrec Paștele împreună cu el. Dar dacă știam eu ce mă așteaptă acasă la fiul meu, nu mă mai duceam nicicum. Eu și soția am avut împreună un fiu. L-am crescut cu mare drag. A fost lumina ochilor noștri. Draga mea soție a murit în urmă cu 6 ani, iar eu am rămas singur. Nu îmi era ușor, însă eram fericit că mă descurc așa cum pot de unul singur și că nu am nevoie de ajutor de la nimeni. Mă ocupam singur și de casă și de curte cât puteam și îmi găteam singur. Pentru asta încă îi mulțumesc soției mele. Ea m-a învățat să gătesc cât de cât, să mă descurc. Cum venea Paștele, mi-am pregătit și eu ceva de mâncare. Nu puteam să fac sarmale și cozonaci, dar mi-am făcut și eu câteva ouă roșii și niște carne la cuptor. Însă fiul meu m-a sunat și mi-a spus: "Tată, nu vrei să vii să petreci Paștele la mine?" Nici nu știu cum să descriu bucuria pe care am simțit-o în sufletul meu când fiul meu m-a chemat la el. Nu îl mai văzusem de foarte mult timp, iar acum, când îl auzisem pe fiul meu că mă cheamă să petrec Paștele cu el, simțeam că-mi sare inima din piept de bucurie. L-am întrebat pe fiul meu dacă vine el să mă ia și mi-a spus că nu poate și că ar trebui să iau trenul. Am fost puțin dezamăgit că mă lasă să mă chinui singur la tren, dar îmi doream mult să petrec Paștele cu el. A doua zi m-am îmbrăcat și m-am dus la tren. Am mers câteva ore bune cu trenul. Apoi am ajuns la gară, am luat un taxi care m-a dus la fiul meu. Am ajuns acolo și m-a întâmpinat nora mea, împreună cu nepoțelul meu. Ce mult m-am bucurat! M-au invitat în casă, am stat de vorbă, m-am jucat cu nepoțelul meu, apoi ne-am pus la masă. Am mâncat cu toții. Aveau și sarmale, și friptură, și cozonac, și pască. A fost un moment deosebit. La finalul mesei, aproape că îmi dădeau lacrimile de bucurie. Doamne, de mulți ani nu îl mai văzusem pe fiul meu, iar acum aveam prilejul să petrec Paștele cu el, cu soția și cu băiețelul. După ce seara a venit, m-am retras în camera pe care fiul meu și nora mi-o pregătise. Însă aveam nevoie la baie. Am mers la baie, însă când m-am întors cu pașii mei mărunți înapoi în cameră, am auzit-o fără să vreau pe nora mea spunându-i fiului meu: "Când îi zici, îndrăznește odată să-i zici. Cu cât îi zici mai repede, cu atât avem mai multe șanse să-l convingem să vândă casa." Fiul meu a tăcut câteva clipe, apoi i-a zis soției sale: "Fii fără grijă. Mâine îi zic și îl conving." M-am dus în cameră, m-am așezat în pat și am început să simt cum lacrimi mari și fierbinți îmi curgeau pe obraji. Am crezut că fiul meu m-a chemat la el, să petrecem Paștele împreună, să fiu și eu bucuros și liniștit alături de ei. Dar nu era deloc așa. Nora și fiul meu plănuiau să mă convingă să vând casa. Acea casă am construit-o împreună cu draga mea soție și numai bunul Dumnezeu știe cât am muncit la ea. Nici nu știam ce să mai zic. Aveam sufletul negru de tristețe și de mâhnire. A doua zi, dimineață, fiul meu a venit la mine și m-a găsit pregătit de plecare. M-a întrebat: "Dar ce faci, tată? De ce ești îmbrăcat?" Atunci i-am zis: "Mă duc la mine acasă, dragul tatei. Nu mai stau la voi." "Dar de ce, tată?" "De-abia ai venit," mi-a spus el. "Cum să pleci așa de repede?" Atunci i-am spus: "Te-am auzit aseară pe tine și pe soția ta vorbind despre faptul că vreți să mă convingeți să vând casa. Și nu o voi vinde, dragul meu, nici dacă voi fi nevoit să mănânc pâine cu ceapă. Acolo am muncit cu mama ta. Atât am și eu. Dacă vând casa, unde mă voi duce? Mă duci la casa de bătrâni? Chiar așa am ajuns, dragul tatei?" Fiul meu și-a plecat capul în jos de rușine și mi-a spus: "Iartă-mă, tată. Adevărul este că soția mea vrea tot mai mulți bani. Nu mai știu cum să o mulțumesc." Atunci i-am spus fiului meu:
Spune-i să își mai ia un loc de muncă, dragul tatei, dacă vrea mai mulți bani. Nu să te pună pe tine să faci lucruri necinstite. Fiul meu m-a îmbrățișat și m-a rugat să îl iert. L-am iertat, dar din acea zi m-am îndepărtat de ei. Sincer să fiu, îmi pare rău. Dar prefer să plătesc pe cineva să mă îngrijească până în ultima clipă, decât să las totul pe mâna nurorii mele și să ajung în stradă. Morala poveștii. Copiii ar trebui să își respecte, să își aprecieze părinții și să îi sprijine în vremurile grele ale bătrâneții, nu să profite de ei și să îi abandoneze. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.